Această măsură a fost aprobată în cadrul ședinței de guvern de miercuri și vine ca urmare a necesității ca evenimentele sportive din acest an, cel mai important fiind reprezentat de Jocurile Olimpice, dar și pregătirea sportivilor în vederea participării la acestea, să se desfășoare cu riscuri minime din punct de vedere al securității sanitare. Vreau să transmit un mesaj de încurajare pentru toată lumea, deci cu toate cu aceste vaccine am reușit să devin campion olimpic mondial, trata 3 copii și chiar ministru al sportului, așa că nu vă fie frică, este ceva foarte normal, ni s-a evitat o problemă în viața noastră, cred că într-un an se rezolvă, desigur în viața noastră se ivesc foarte multe probleme și aceste lucruri trebuie să rezolvate, este ceva normal. Dacă rezolvarea este acest vaccin, atunci să fie și trecem peste și ne continuăm viețile cum ne dorim să o trăim. Așa că eu cred că o oportunitate foarte bună și trebuie să avem o mentalitate deschisă și o viziune că viața este lungă, trebuie trăită și să rezolvăm cât mai repede cu această vaccinare. Ministerul Tineretului și Sportului marchează o mare reușită și vine cu o veste bună, așteptată de toată lumea sportului românesc. Sportivii din loturile naționale și olimpice, precum și cei calificați individual la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dar și membrii staffului acestora, vor fi vaccinați în etapa a doua a campaniei naționale de vaccinare împotriva COVID-19, cea care include populația cu grad de risc și lucrătorii care desfășoară activități în domenii cheie esențiale. Totodată vreau să informez faptul că sportivii de lot național și sportivii de calificați la Jocurile Olimpice vor intra în valul 2, ceea ce înseamnă un câștig extraordinar. Sportivii noștri o să poată să se pregătească, să concureze în condiții normale, ceea ce ne dorim ca să obținem rezultate cât mai bune la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Jocurile de la Tokyo, prevăzute inițial în vara anului trecut, au fost amânate cu un an din cauza pandemiei de coronavirus și urmează să se desfășoare în perioada 23 iulie-8 august 2021.